Bună seara, stimați colegi! Sper că se aude. Dacă ne puteți confirma că se aude. Bună seara, Alexandru! Mă conectasem în cealaltă parte și cu fracțiunea municipală, Eugen, de asta. Bună seara, Sergiu. Bună seara, Oxana. Eu am vrut să vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea, cei care au urmărit ședința Consiliului Municipal din Chișinău astăzi, și să le mulțumesc fiecărui consilier municipal care a votat pentru bugetul pentru anul 2021. Eu am mai spus-o astăzi în ședința Consiliului Municipal Chișinău că acest buget este pentru prima dată dezbătut atât pe larg, cum a fost și cum s-a întâmplat. Taxele locale au fost plasate pe 1 decembrie, bugetul un pic mai târziu, pentru că urma să corelăm cu Ministerul de Finanțe unele detalii. Eu vreau să mulțumesc întregii echipe a primăriei care a lucrat foarte mult și eu sunt sigur că ei se vor descurca sau ne vom descurca împreună și anul viitor. Vreau să amintesc că deficitul bugetar la care se face referință a fost foarte mare și în 2020. Dar suntem pe finele anului și am implementat multe proiecte bune și urmează să facem multe alte proiecte bune. Reiterez, vreau să mulțumesc fiecărui absolut consilier care a participat la vot și vreau ca absolut tot Chișinău să cunoască faptul că astăzi bugetul nu a fost votat de două entități politice. Aceste entități politice sunt Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA. Mie îmi pare foarte rău pentru că noi am agreat practic și propunerile care au venit din partea dumneavoastră. Eu, ceea ce am spus astăzi la ședința Consiliului Municipal Chișinău, eu mă țin de cuvânt, dar nu pot suporta când cineva spune că vă face și nu face. Iată că oamenii cu care am dialogat din PAS și din DA au zis că vor face și n-au făcut. N-au făcut inclusiv ajutorul care trebuie să-l dăm acum funcționarilor și lucrătorilor din Primăria Municipiului Chișinău pe final de an, deși undeva, cumva, politic încercau aceste lucruri să le exploateze. Eu vreau să vă spun un mare mulțumesc și să vă garantez că anul viitor vom avea foarte multe proiecte importante pentru Chișinău. Importante din toate punctele de vedere. În primul rând, în ceea ce ține de planul urbanistic general, eu cred că vom avansa și pe subiectul legat de parcări, vom avansa și pe subiectul legat de tichetare electronică, de trotuare, drumuri, scoaruri, parcuri. Dar cel mai important, probabil, astăzi a fost votat un pachet foarte mare în ceea ce ține de curțile blocurilor de locuit. Vrem să începem de la acoperișuri și să finalizăm cu carosabilul, cu trotuarele, cu iluminatul, cu terenuri de joacă. Și aceste lucruri trebuie să ajungă în cât se poate de multe și posibile curți de blocuri din municipiul Chișinău. Evident că proiectele pentru anul viitor includ și proiecte în suburbii. Repet, noi am discutat și am dezbătut acest buget cu organizații de profil, cu experți din domeniu. Toate aceste lucruri sunt publice, ele sunt publice și pe site-ul primăriei. De asta îmi pare foarte rău că cineva a încercat să exploateze atât de jalnic, aș spune eu, subiectul în ședința Consiliului Municipal de astăzi. Am să mă repet, noi am fi putut intra în nou an și fără buget. Să mergem pe luna 12, este o practică cunoscută în lume, dar
Nu știu dacă este corect. Și nu știu dacă este corect față de oameni, până la urmă. Așa că eu încă o dată vreau să le mulțumesc fiecărui consilier care a votat pentru bugetul municipal pentru 2021. Pentru cei care au votat pentru ajutor, pentru oamenii din primărie. Să vă spun multă, multă sănătate, să aveți grijă de dumneavoastră și cred că împreună putem să facem multe lucruri foarte frumoase. Multă sănătate și felicitări cu nouă an. Dar la asta o să mai revenim. Toate bune!